ideea de a sustrage automobilul a venit spontan. Desigur că a fost un omor cu premeditare, însă nu e vorba de un omor la comandă. Anterior, inculpații și victima nu se cunoșteau. Domnul Turculeț, cum se explică faptul că ați organizat acum această conferință? N-a fost după la finele urmării penale sau după o decizie a instanței ierarhic superioare, dar anume după curtea de apel? Deci în activitatea noastră noi suntem obligați să aducem la cunoștința publicului cazurile mai interesante sau de o rezonanță socială mai mare. Deci ăsta este un caz care face parte anume din situațiile respective. Am informat Serviciul de Presă a Procuraturii Generale despre decizia adoptată și de acum dumnealor mi-au spus că ar fi bine să organizăm o conferință de presă. A fost intenția dumneavoastră sau sugestia lor? De a organiza conferința sau de a aduce la public. Deci intenția mea a fost să facem un comunicat de presă, așa facem întotdeauna, dar dânșii au explicat că, într-adevăr, cazul este de o rezonanță sporită și ar fi bine totuși să organizăm o conferință de presă. Domnule procuror, între timp, ziarul Timpul a stabilit că mai multe semnături de ale lui Scripcaru în ajunul morții au fost falsificate, inclusiv cel de pe contractul de arenda pădurii Țiganca. De ce n-ați cerut revizuirea procesului penal în cazul ăsta? Noi ne-am axat strict pe omorul lui Ghenadi Scripcaru. Despre afacerile lui, legătura lui cu politicul și așa mai departe, am aflat tot din ziarul dumneavoastră. Deci, vă zic că noi ne-am studiat strict omorul și însușirea prin tâlhărie a automobilului, nu și alte probleme. Păi, dar sunteți convins că nu poate fi o legătură cauzală între semnăturile alea și omor? Chiar cu două zile până a fi omorât, el și-a dăruit firma unei doamne. Nu cunosc dosarul despre arenda care a spus dumneavoastră. Nu știu ce este acolo și nu pot să mă expun dacă este o legătură. După ce am scris noi materialul ăsta, chiar domnul procuror general Valeriu Zupco s-a autosesizat și a dispus pornirea unei urmăriri penale. N-a știut despre asta? Nu, n-am cunoscut. Dar oricum, nu are nicio tangență dosarele de ordin civil care au fost, poate, care s-au aflat pe rolul instanțelor sau chiar, cum spuneți dumneavoastră, dosarul ăsta despre fals cu dosarul pe care l-am avut noi în procedură. Deci am examinat un caz în limitele învinuirii, nu mai mult. Bine, dar totuși poate exista o legătură cauzală sau nu? Nu pot să mă expun despre o eventuală legătură cauzală. Păi pentru că dacă dumneavoastră a stabilit cu certitudine că ucigașii sunt băieții ăștia doi, poate fi un comanditar, mă gândesc eu. Deci este vorba de un omor premeditat, dar în opinia mea nu la comandă. Victima nu se cunoștea cu infractorii. Ideea de a omorî a fost ca un motiv pentru a sustrage automobilul. În genere a fost vorba de sustragerea automobilului. Pentru asta aș fi fost comis omorul. Dar nu pentru alte acțiuni ale victimei, etc. Deci era vorba totuși la baza omorului, a stat intenția de a însuși bunurile. Unul dintre inculpați a explicat că dânsul a inițiat o ceartă cu victima, s-au luat la bătaie. Victima a scos un cuțit din ușa laterală a automobilului și a vrut să-i aplice lovituri cuțitul, însă el, fiind beat, nu știu cum, a luat cuțitul și l-a înjunghiat pe Ghenadi Scripcaru. Eu îmi cer scuze că insist, dar să vă mai întreb o dată. Infirmați categoric faptul că ar putea să existe o legătură cauzală între semnăturile respective și omor? Dacă să reieșim din teoria relativității, nimic nu poate infirma. Însă, pe cauza dată, nu am stabilit niciun fel de legătură despre care întrebați dumneavoastră. Păi nu a stabilit pentru că nu v-ați autosesizat după mine. Deci nu am stabilit pentru că nu a existat în vizorul nostru așa ceva. Mai poate fi revizuită această decizie sau nu? Care? A instanței ultimă. Pe dosarul de omor? Da, desigur, decizia este cu drept de atac în modul prevăzut de legislația în vigoare, adică două luni după ce vom primi decizia sau după ce va fi redactată.
Și desigur că instanța se va expune asupra vinovăției sau nevinovăției. Dar nimeni nu este privat de a ataca cu recurs decizia Curții de Apel. Procurorii o vor ataca? În opinia mea, am spus și la conferința de presă, este o pedeapsă echitabilă, reieșind din practica aplicării pedepselor pe astfel de dosare. Dar urmează să mă apreciez în final când voi primi decizia. Dumneavoastră spuneți că sunteți de acord cu sentința, deși între timp au apărut niște circumstanțe pe care recunoașteți că nu le-ați verificat. În cazul ăsta, chestia asta trezește semne de întrebare după mine, pentru că în orice caz similar ar trebui de verificat toate circumstanțele care au apărut între timp. Deci, în legătură cu agravarea învinuirii. Este clar, nu e vorba de o agravare a învinuirii. Noi vorbim despre vinovăția a două persoane, Accenti și Ivanov. Ei nu au nicio legătură cu cazurile celelalte despre care ați menționat dumneavoastră. Nu poate să existe o revizuire. Deci, sau nu există o legătură între dosarul de omor și dosarele care se află pe rol. Cel civil despre țiganca pădurea și celălalt despre fals. Sunt dosare separate. Da, ele au oarecare tangență, dar din punct de vedere procesual nu. Practic, ele nu influențează unele asupra altele. Dar nu admiteți că ăștia doi ar putea fi executori? De exemplu, scripcarul, să admitem că n-ar fi știut că cineva semna din numele lui contractul ăsta, ar fi aflat. Și după asta cineva pur și simplu ar fi vrut să scape de ei. Eu nu zic că a fost așa, dar eu mă gândesc că ar trebui de verificat și ipoteza asta. Cum credeți? Eu sunt obligat să mă conduc de probe obiective. Ceea ce am... Probele pe care le-am administrat în dosarul penal, încă o dată vă spun, nu vorbesc despre un omor la comandă. Și vă zic, aceasta reiese din următoarele, dacă vreți. Victimele nu s-au cunoscut, nu au obținut informații că victimele știau despre activitatea economică, zicem așa, sau nu victimele, dar inculpații a lui Scripcaru. Iată, modalitatea cum a fost comis omorul, în opinia mea, nu vorbesc despre un omor la comandă. Ei între ei nu s-au cunoscut? Nu. Adică inculpații între ei s-au cunoscut, sunt verișori, se pare. Iar cu victima nu s-au cunoscut. În opinia dumneavoastră, după ce au apărut aceste circumstanțe și noi o să atragem atenția și domnului procuror general, ar trebui să ceară procurorii pe ultima sută de metri măcar revizuirea procesului penal sau nu? Care? Ăsta care eu l-am finisat, procesul penal? Dacă ne exprimăm din punct de vedere procesual, revizuirea este o cale extraordinară de atac care se exercită după ce toate hotărârile instanțelor inferioare au rămas în vigoare. Urmează Curtea Supremă de Justiție pentru a se expune în ordine de recurs. Apoi, teoretic, s-ar putea vorbi despre o revizuire. Dar revizuirea comportă anumite reguli și pentru a iniția o procedură de revizuire trebuie să fie întrunite cerințele legii. La moment nu putem să vorbim despre revizuire ca o cale extraordinară de atac. Codul de procedură penală prevede că în cazul în care apare alte circumstanțe care pot avea legătură cu, nu sigur cum sună, dar ieri am citit chiar seara, înainte am întâlnit cu dumneavoastră, procurorul poate cere revizuire. La moment nu putem să vorbim despre revizuire, deoarece urmează să expună toate instanțele. Apoi, la decizia celor care vor examina situația. Poate să existe o situație de revizuire sau nu. Dar în atât timp cât decizia este favorabilă nouă sau este în concordanță cu cerințele noastre din instanță, procurorul, eu nu văd nevoie să înainteze o astfel de cerere, de revizuire.